Iubiți tineri, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, haideți să ne ridicăm în picioare, citesc un cuvânt din 2 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 3. Începem noi iar să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Misiunea mea în această seară nu este una ușoară. Sunt și prieteni între noi. Dați-mi voie să apreciați gestul dumneavoastră de a petrece o seară în prezența lui Dumnezeu. Vă spunem bine ați venit și să nu uitați, începutul e mai greu, dar apoi sunteți așteptați regulat să veniți în această biserică. De asemenea, sunt și părinți, sunt și tineri. O să încerc să fiu și biblic, o să încerc să fiu și practic. Vreau să încep în această seară spunându-vă că valorile pe care noi le avem în viață influențează deciziile, alegerile pe care le luăm. Iar alegerile noastre întotdeauna au consecințe. Atenție foarte mare, eu nu pot să influențez sau să schimb consecințele. Și vă dau două, trei exemple. Dacă cineva, de exemplu, spune vreau să fumez, tu n-ai cum să controlezi cât la sută din plămâni să-ți distrugi. Tu poți să controlezi doar dacă te apuci de fumat sau te lași. Citeam zile trecute despre un tată distrus în America de durere pentru că băiatul lui a fost găsit mort în cameră chiar de tata din cauza unei supredoze de fentanil. Știu că vă confruntați la școală și cu lucrurile acestea pentru că și noi în Deva ne confruntăm cu ele. Vedeți, dumneavoastră, băiatul acesta a luat o decizie în viață să se apuce de droguri. El nu a putut controla însă cât de amare vor fi consecințele deciziei lui. Hai să mai dăm un exemplu. În seara asta te hotărăști pentru Hristos pentru toată viața. Nu poți să controlezi câte binecuvântări vor fi în familia ta și câte răsplătiri vor fi în cer. Și nici nu trebuie să te stresezi de asta, că Dumnezeu le are în control. Tu însă poți să faci o decizie, să-L asculți pe Domnul. La fel cum dacă îl respingi și vrei să mergi cu diavolul, nu poți să controlezi cât de mare va fi pedeapsa în iad. Deci, haideți să mergem în sens invers. Consecințe, alegeri, valori. Nu poți să schimbi alegerile unui tânăr sau deciziile lui decât dacă îi schimbi valorile. Cât aș vrea eu în seara aceasta să văd că toți cei prezenți iau decizia să-L urmeze pe Domnul, ei nu o vor face decât dacă vor vedea o valoare în umblarea cu Dumnezeu. Iubiții mei, sunt decizii scurte în viața aceasta. De exemplu, unde să mergi să faci liceu sau facultate? 3-4 ani. Sunt decizii însă cu grad lung, cu rază lungă de acțiune, cum este căsătoria și veșnicia. Cu cât consecințele sunt mai adânci și pe termen lung, cu atât și bucuriile și înfrângerile sunt proporționale, direct proporționale. De aceea, în această seară, vreau să ne uităm la valorile noastre. Și vreau să ne uităm la ceea ce spunea Pavel într-un mod special. A zis Pavel, de când m-am pocăit, am conștientizat ceva extraordinar, și anume că sunt ca și un creion. Că sunt în mâna lui Dumnezeu o unealtă care las un scris. Și spunea el aici, nu scriu cu cerneală, ci sunt foarte atent pentru că scriu pe inimi. Și tu ca tânăr scrii pe inima profesorului, scrii pe inima părinților,
Scrii pe inima colegilor tăi? Acum, dacă ai scris pe o foaie de hârtie și nu ți-a plăcut, ai strâns-o imediat, ai aruncat-o la coș și ai plecat mai departe. Ce faci cu inimile? Că nu poți să strângi sentimente, rațiune și voință, la asta se referă Biblia în cele mai multe rânduri când vorbește de inimă, și să spui, măi, îmi cer scuze, te-am jignit, mami, te-am supărat 10 ani, îmi cer iertare și să arunci la gunoi tot. Nu merge așa dintr-o dată. De aceea, iubiții mei, astăzi vreau să învățăm câteva lecții de la un creion. Și prima lecție pe care vreau să învăț de la un creion este faptul că tot ce faci în viața asta lasă o urmă în spate. Sunteți generația imaginii, am îndrăznit cu acordul fratelui Hemi să aduc câteva creioane cu mine, nu știu cât de mult se vede până în spate. Tot ce faci în viața asta lasă o urmă în spate. Totul se înregistrează. Gândul, Psalmul 139 cu 1, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Vedeți, noi aici, cum spune englezul, avem privacy, avem intimitate în gândire. Ne bucurăm că nu știe nimeni ce gândim. Însă spune în Biblie nu doar odată că Iisus, ca cel care știa gândurile lor. Aș vrea să fim conștienți, iubiții mei, în această seară, că la fiecare pas, în fiecare secundă, Dumnezeu cunoaște gândurile noastre. Acum, dacă gândurile ar fi doar gânduri și nu s-ar materializa în vorba, am spune, mă, poți să gândești ce vreau, că oricum nu dau afară. Într-un grup de tineri, un băiat s-a scăpat cu o vorbă urâtă și a zis, vă rog să mă iertați, n-am vrut, și altcineva a zis, mă, nu că n-ai vrut, aia era acolo. Pentru aia te-ai scăpat cu vorba aia, că ai măcinat-o în timp. Dacă era altceva, te scăpai cu Domnul să vă binecuvinteze, nu? Iubiții mei, mai rămâne ceva după noi, nu doar gândurile, ci se mai înregistrează ceva, se înregistrează vorbele noastre. Matei 12 cu 36 vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Am vizitat o familie acum vreo 3 ani sau 4 ani și îmi spuneau ei la masă în timp ce serveam că la o ceartă s-au amenințat unul pe altul cu divorțul. O zis, frate Cristi, n-am intenționat să divorțăm sub nicio formă, dar nu știam cum să-l fac pe celălalt să tacă odată în gură și am zis, mă vezi că divorțez dacă nu taci. A doua zi sună un proroc pe familia asta din țară. Cum sunteți? Slavă Domnului, foarte bine. Dar nu o să zici că ești certat, nu? O zis prorocul, dacă erați foarte bine, nu m-ar fi pus Domnul să vă sun. Să nu mai pronunțați cuvântul divorț pe care l-ați pronunțat ieri, niciodată în viața voastră. De ce? Că ceea ce astăzi spui în glumă, mâine pui în practică. Doamne, ajută-ne să fim atenți la vorbele noastre. Apoi, iubiții mei, dacă am rămâne doar la vorbă, ai înțelege, nu? Totul se materializează și în fapte. Apocalipsa 20 cu 13 spune Biblia, Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Știți, viața noastră e ca și un Kaufland. Mergi printre rânduri și pui ce vrei în coș. Nici un gardian nu stă cu pistolul să zică n-ai voie să pui ciocolata aia, Milka, n-ai voie să pui uleiul ăla. Nu! Tu poți să pui ce vrei în coșul vieții tale. Eclesiastul spune asta. Dar să nu uiți un lucru. Fiecare rând e făcut în așa fel încât la urmă toate duc la casă. Acum ai două variante. Să te uiți în seara aceasta la toate faptele pe care le-ai lăsat în urmă în viața ta și să spui, Doamne, te rog să mă ierți și să mă ajut să încep o viață nouă. Că cine se judecă aici nu mai e judecat dincolo. Ioan 5 cu 24 a trecut din moarte la viață și nu vine la judecat. De exemplu, ai furat ceva. Păi n-aștepți până vine poliția. Mergi înapoi, ești lucrul acela și spui, în veci nu mai fur. În felul ăsta nu mai ajungi la tribunal.
că ți-ai rezolvat o problemă. Dacă aștepți până vine poliția, îți asumi că trebuie să aștepți și consecințele acelei decizii pe care ai luat-o. Pe un șantier în Anglia era un frate proroc. El e din Bucovina, a plecat în veșnicie în urmă cu câțiva ani. Dumnezeu i-a spus dinainte că îl va lua acasă. A mers să facă niște bani, a muncit acolo pe șantier și era un băiat din ăsta tare miștocar, așa zeflemitor. Și la un moment dat îi spune prorocul: auzi, las-o mai încet cu glumele și cu aerul ăsta de superioritate, că azi dimineață nu te-ai pus lângă pat pe genunchi să te rogi. Altul lângă el începe: ha, 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 te-o prins. Se uită prorocul la el: nici tu nu te-ai rugat azi dimineață, lasă-o și tu mai încet. Așa a tăcut. Vreau să vă întreb, știe Dumnezeu faptele noastre? Știe. Că nu ne spune în fiecare secundă: vezi că-s cu binoclu pe tine, asta e cu totul altceva. Iubiții mei, întrebarea care o am astăzi pentru fiecare din voi este: în a cui mână este creionul vieții tale? 30 și ceva de ani Pavel a crezut că este în mâna Domnului în primii 30 și ceva de ani de viață, dar nu era în mâna Domnului, că îi prigonea pe alții, îi băga la închisoare pe alții. În a doua parte a vieții el spune: acum într-adevăr sunt în mâna Domnului și sunt foarte atent la ceea ce las în urma mea. Și în 2 Timotei 4 el spune: m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa. Gândește-te în această seară, nu ai vrea, dacă ești în mâna celui rău, să-ți schimbi stăpânul? Obișnuiesc să spun un lucru: fiecare lucru din viața asta e neutru. Uitați, creionul ăsta e neutru, el nu poate fi nici sfânt, nici păcătos, el e neutru. Însă mâna care îl folosește, îl va folosi ori pentru o cauză sfântă, ori pentru o cauză păcătoasă. Astăzi tu poți să decizi: nu mai vreau să fiu în mâna diavolului, vreau să mă folosească Dumnezeu. Și la fel, când ești în mâna diavolului, oamenii recunosc prin comportamentul tău că ceea ce faci se vede. Dar și când ești în mâna Domnului, oamenii recunosc. Și își amintesc de scrisul vieții tale și de vorbele și de gândurile și de faptele pe care le-ai făcut. 2. Ce mai învăț de la un creion? Învăț că e foarte ușor, nu știu dacă se vede până în spate, e foarte ușor să arăți bine când nu faci nimic. Uitați-vă ce frumos arată creionul ăsta. Brand new, cum se spune în engleză. Nou nouț. Mă, dar ce bine arată. Și te uiți așa cu jind la el. Da, arată bine, numai că nu-i folosit la nimic. Iubiții mei, ce vreau să spun astăzi? Sunteți foarte mulți tineri aici. Nu-i suficient să fiți botezați cu Duhul Sfânt. M-am bucurat să aud că ați primit Duhul Sfânt săptămâna trecută. Foarte mulți dintre voi. Nu-i suficient să faci botezul în apă. Stai lângă Dumnezeu să vezi: Doamne, ce plan ai pentru viața mea? Doamne, ce vrei de la mine? Pentru că fiecare dintre noi avem daruri. Unii avem daruri native, de exemplu darul de a cânta, nu-l primești la botezul cu Duhul Sfânt. Cu el te naști. Dar din nou, a cânta e ceva neutru. Însă a cânta în biserică e una, a cânta în discotecă e alta. Când cânți în biserică se poate pocăi cineva, când cânți în discotecă se pot distruge două familii. Vedeți ce important e să-mi identific darul și să-l folosesc împreună cu Dumnezeu. Banii tatălui, din pilda fiului risipitor, nu a fost o problemă. Cât timp fiul risipitor i-a folosit cu tata, tot a fost ok. Când fiul risipitor a luat averea și a zis: tata, tati, nu te vreau pe tine, numai averea, binecuvântarea a devenit un blestem. Aș vrea să vă gândiți și să stați așa înainte Domnului: Doamne, ce vrei de la mine? Am 12 ani, am 14 ani, am 17 ani. Iubiții mei, am înțeles în viață ceva foarte important. Dacă nu ți ocupi timpul și nu-ți propui să-ți ocupi timpul cu lucrurile bune, automat îți va fi umplut timpul acela cu lucruri nefolositoare, ca să nu zic chiar rele. Eram student în Timișoara și spun asta ca să vă motivez. Puteam să stau toată ziua pe filme, că nu erau nici păstorii cu mine, nici părinții.
Însă m-am gândit ce să lucrez pentru Domnul în Timișoara la facultate. Când veneau colegii, la 4-5 dormeau dimineața. Toți pe jocuri, pe una altă. Și împreună cu alți tineri am înființat prin Harul Domnului resursecreștine.ro și am putut să facem ceva util pentru Domnul. E adevărat că a fost o ostenială, dar până la urmă, într-un fel sau altul, toți se ostenesc. Unii pentru o cauză bună, alții pentru o cauză rea. Te întreb astăzi, ce ai înțeles din partea Domnului că trebuie să faci? Fapte 20:24, zis Pavel, eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. O zis cineva, mă, nu vreau să fac niciun prunc, că vreau să arăt bine până pe la 40-50 de ani. Bun, e alegerea ta. Dar tu răspunzi de ea. Pavel a zis invers. Oricum, zice, ne vom uza într-o zi. Că ridurile vin, bolile vin. Dar o zis Pavel, vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului Dumnezeu. Whitefield, un mare om al lui Dumnezeu, spunea, e mai bine să mori uzat decât rucinit. Acum vreau să abordez câteva minute subiectul căsătorie, pentru care foarte mare legătură cu acest creion, care arată foarte bine. Și da, din punct de vedere moral și al curăției fizice și morale, așa ar trebui să fim toți. Dacă nu ești așa, te rog, ia un slujitor în această seară. Mărturisește-te și începe o viață nouă. Dar din punct de vedere al slujirii, n-ar trebui să fim așa. Ție tot una cu cine merge în viață? Iubiții mei, lumânarea care arde e diferită de lumânarea care e de design, nu? Una se consumă, alta vrea să fie doar de design. Aia de design arată bine în vitrină, aia care se consumă luminează și calea altora. Vă stă în față la foarte mulți tineri de aici, mai devreme sau mai târziu, pasul căsătoriei. Din nou revin la valori, pentru că am vorbit zilele trecute cu fata mea de 12 ani jumate. Dumnezeu mi-a spus printr-o prorocie, începe să vorbești cu ele de mici. Și am zis la fata mea de 12 ani jumate, ce v-am spus și vouă, dacă ai valori, îți iei pe cineva cu valori. Dacă nu ai valori, iei pe oricine. Acum, cum vi s-ar părea Cristi Boariu să fie un repetent, un corigent, dar să vrea o fată cu 3 facultăți? Iertați-mă, dar asta înseamnă nesimțire. Îmi scria un băiat, zilele trecute, frate Cristi, m-am botezat, recunosc că nu m-am amudat. Și apoi am mers în lume și am trăit cu multe. Și acum, zice, m-am pocăit, așa o zis el, și am văzut o fată în biserică, am abordat-o, ea s-o păstra curată. Frate Cristi, singurul scop pentru care scriu e să-mi spui cum aș putea să o cuceresc pe asta. Că ea zice, nu vrea nici cum. Voi zâmbiți, dar astfel de cazuri se întâmplă. Și am zis, dacă vrei să mă ascult, să spun cum poți să o cucerești. 3 ani de zile de acum înainte, să nu vorbești cu nicio fată, ci numai să ceri iertare Domnului și să dovedești în ăștia 3 ani că într-adevăr te-ai schimbat. Că una e să vă zică Cristi Boariu a mințit ieri, sau să vă zic a mințit acum 18 ani înainte să fac botezul. E cam diferență, nu? Știți ce m-a răspuns? Dar nici vorbă, zice. Dar eu nu vreau să stau așa, zice. Eu vreau să vorbesc cu fata asta. Iubiții mei, unde vreau să ajung astăzi? Dacă te păstrezi curată, poți să ai pretențe la un băiat curat. Dacă nu te păstrezi curată, cum vei sta în fața unui băiat care s-a păstrat curat? Și înlocuiți cuvântul ăsta curat cu fiecare domeniu din viața voastră.
Vedeți dumneavoastră, 97% dintre tineri nu au o listă cu calitățile pe care și le doresc de la viitorul partener. Nu au o listă. Mă, zice, ce cade, vedem, ce-o fi, care zâmbește. Hai să vă spun un adevăr foarte mare. Eram undeva cu soția și eu trebuie să țin un mesaj despre căsătorie. Și am rugat-o pe soție să vină din bancă până în față. Am luat o cutie pregătită de frații de acolo și am luat câteva bilețele. Două bilețele am luat eu, două bilețele la soția. Pe cele două bilețele am scris eu iubire, răbdare, pe celelalte două care le-am dat ei scria respect, bunătate. Am pus eu în cutie un bilețel, o pus și ea și am amestecat. Am luat eu biletul, o luat și ea, l-am deschis, totul era frumos. Și acum i-am zis ei, pune numai tu și hai să încercăm amândoi să luăm. Și amândoi am încercat să luăm și amândoi trăgeam de același bilețel. Iubiți tineri, căsătoria este o cutie goală. Ei, în fiecare zi după căsătorie, ceea ce ai pus acolo. În momentul când doar unul pune și cunoaște în familie unde doar unul mai pune, că celălalt n-are ce să mai pună, apar frustrările, iritările, necazurile, falimentele. Și nu mai ai ce să faci. Pentru că există o vorbă, alege pe cine să iubești și apoi iubește pe cine ai ales. Unde vreau să ajung cu voi? Că unii poate n-aveți vârsta căsătoriei astăzi. Încearcă de mic să te implici cât mai mult în relația cu Dumnezeu, ca în viața ta să vină valorile Lui. Și în momentul când trebuie să te căsătorești, să ai ce să pui în cutie, în fiecare dimineață. O să zici, dar frate Chris, dar nu-i corect să mă întrebe ce am făcut în ultimii 5 ani. De ce să se uite în cazierul meu? Dar eu am o întrebare, când vă angajați, vă întreabă? Păi când îți iei o mașină, intri pe car vertical, plătești 80 și ceva de lei și te uiți să vezi câte accidente eu mai avut. Și asta e vorba de o mașină pe care o schimb peste 3-4 ani. Pe soție n-am voie să o schimb, nici pe soț. Biblia nu îmi dă voie la asta. Și n-am voie să mă uit în istoric? Am voie. Vă spun lucrurile astea în mod direct pentru că e mai ușor să previi decât să tratezi. Dacă trebuie, tratăm. Numai că tratamentul doare. E mai ușor să previi. Vreau să fiu practic cu voi în seara asta. Puteam să vă mitraliez cu versete biblice, dar nu ăsta e scopul astăzi. Ci vreau să vă motivez să strângem în noi valori cu care vom merge mai departe. Aveam 18 ani, clasa 12, și-au zis părinții mei, este o seară de rugăciune la biserica din Micalaca. Fratele Borlovan era atunci în viață. Au zis, vino Cristi la raze, nu fugi. A venit un vas de lucru din Bucovina, o soră din Botoșani, paralizată de la brâu în jos. M-am bucurat că nu a fost nicio lucrare pentru mine. Și au zis părinții mei, stai că nu scap mere și dăm pace cu ea. Nu, zic, dau pace cu oricum, nu cred că are nicio lucrare când dă pace. Când am dat pace cu ea, m-o ținut de mână strâns. S-a uitat la mine în ochi și foarte serioasă, mi-a zis, tânărule, mi-a zis, Domnul, să spun doar atât, dacă vei sta la izvor, îți voi da o Rebeca. Dacă vei sta la belți, te vei întâlni cu caprele. Iubiții mei, au trecut anii de atunci. Sunt 19 ani de atunci. Încă n-am uitat expresia asta. Terminam clasa 12 și trebuia să plec în Timișoara. Și în cei 3 ani de Timișoara, colegii m-au chemat nu odată să mergem în discotecă, în cluburi. O zis, Cristi, noi nu mergem să facem prostii, noi numai jucăm un biliard acolo în față, la intrare. Că ăia fac prostii în spate, noi acolo n-ajungem. Și când mă chemau, îmi suna invitația aia în minte, îmi suna avertismentul ăla în minte, ca să refuz invitația.
Am luat o decizie în anul întâi de facultate, ca următorii 3 ani, în fiecare marți, să pun o zi de post deoparte pentru viitoarea mea soție. Că dacă vă veți uita în Biblie, Rebeca a fost găsită de Eleazar la fântână, dar când vine să se întâlnească cu Isaac, și Isaac vine de la Hairoi, tot de la o fântână. Nu a fost simplu, aproape în fiecare marți să merg seara la rugăciune. Mergeam la o biserică câteodată foarte micuță, nu știu dacă erau 20 de bătrâni și vreo 5 tineri. Și diavolul îmi răsuna în minte: crezi că merită? Păi uite-te la alții. E la 4-a, 5-a fată cu care vorbește și tu faci pe Sfântul. Mi se întâmpla când meream să mai vizit și treacă unul cu șaoarma pe lângă mine sau cu pizza. Și eu în post, pe la 6, duce și te roagă. Iubiții mei, nu știam atunci dacă merită. Însă după 3 ani de zile, Dumnezeu așa a lucrat că mi-a scos-o în cale pe actuala soție. Știți cum? Simplu. Am mers să devirusez un calculator, că mă mai ocupam cu devirusări, cu calculatoare, cu lucrurile astea, și m-am virusat eu cu dragoste. Și s-a întâmplat totul așa în câteva zile. Că atunci când stai lângă Dumnezeu și stai la El izvor, El se îngrijește. Însă au fost și curse. Am vrut să vorbesc cu o tânără. Am vorbit de câteva ori la telefon și a strigat Duhul Sfânt pentru o soră care încă e în viață: dacă vei vorbi cu persoana asta, ea va lua tot ce am pus bun în tine. Știe Dumnezeu viitorul? Îmi spunea soția, după ce ne-am căsătorit, eu am vrut să vorbesc cu ea în anul întâi și când am abordat-o în anul întâi, o zis: care prieten? M-am gândit, dar ca ce prieten să aibă? Am zis: eu în veci pe fața asta nu mai contactez. Și așa m-am amărât că am zis: nu mai trebuie nimic, eu mă rog și Domnul să lucreze. Am intrat după căsătorie: pe cine ai avut prieten? Și au zis: pe Domnul Iisus. Mă, dar dacă îmi spuneai atunci... Păi zice, nu ți-am spus că dacă îți spuneam, nu scăpam de tine. Soția mea la fel a avut un principiu foarte bun. Nu m-a plăcut principiul ăla, dar acum o felicit. Nu vorbesc cu nimeni până în ultimul an de facultate. La începutul anului 5 de facultate, o accepta să vorbim. Iubiții mei, nu știu ce principii aveți. Nu știu cui slujiți. Dar Pavel a zis: voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Uită-te! Dacă te-ai uzat pentru lucrarea lui Dumnezeu, dacă ai fost un tânăr care ai fost la cântare, la repetiție, la săpat grădina unei văduve, dacă ai fost un tânăr care, sau o tânără, că spunea Domnul sorei Vetuței Hanii și în anii 80 și ceva, la ora 2 noaptea, printr-un vas de lucru, printr-o prorocie acestui vas de lucru, o zis: la unele familii am dat mulți copii, la alții puțini și la alții deloc. Și o zis Domnul: în special pentru tinerii biserici am pregătit loc unde să lucreze. Am prorocia scrisă așa acum. Și-au zis: din păcate, în loc să lucreze, familiile sunt judecate. Uite aici câte fete sunt în sală. N-ai vrea să te uzezi scriind în inima unei mame din Betel sau din Arad: auziți, astăzi stau eu cu copiii, îi scot eu undeva într-un parc, sau stau eu, sau fac eu ceva, să mai respir și tu și dumitale. Și vine o zi când Dumnezeu vede lucrurile astea. Striga Dumnezeu către o fată din Arad, care s-a implicat la câteva familii și a fost și bajocorită de alți colegi: pentru că ai împărțit milă în ziua căsătoriei tale, îți voi da milă. 3. Ce mai învăț de la un creion? Mai învăț faptul că ascuțitul te face mai bun. Ascuțitul te face mai bun. Ioan 15:2: pe orice mlădiță care este în mine
și nu aduce rod, el o taie. Nu ne ocupăm de aceste mlădițe astăzi, ci de a doua parte. Pe orice mlădiță care aduce rod, o curăsește ca să aducă și mai mult rod. Iubiți tineri, cel mai bun predicator pe care l-am întâlnit este durerea. Și uneori durerea vine prin părinți. Că-ți spune, n-ai ce prieteni cu băiatul sau cu fata aceea. Alteori durerea vine printr-un slujitor care te trage de mânecă. Alteori durerea vine printr-un profesor care în loc să-ți dea nouă, ți-o dat poate un 6 sau un 15 nedrept. Vreau în această zi să înțelegem că dacă ne pocăim, nu scăpăm de durere. Dar Dumnezeu folosește durerea în viața noastră ca să ne modeleze. Acum, adevărat că sunt două feluri de durere. Există durerea ca și pedeapsă și există durerea ca și încercare. La David îi mor 4 copii ca și pedeapsă după păcatul cu Batșeva și Urie. La Iov îi mor 10 copii ca și încercare. Am un prieten în Bucovina, un băiat, acum e foarte serios și în fiecare zi aleargă pentru Domnul. Îmi spunea, Hrade Cristi, când aveam vreo 12-13 ani, am început să mă înhăitez cu fel și fel de colegi din ăștia de la școală, care nu iubeau pe Dumnezeu. Părinții au intrat în post, mama, tata, biserica. Eu cântam la acordeon de mic, spuneam poezii lungi în biserică, am oprit toate. Pe la 14-15 ani, spunea el, tata mi-a dat să lucrez, câștigam bani frumoși. Și câte 2000 de lei, 20 de milioane, banii vechi, stricam pe seară, ieșam cu prieteni, eu plăteam masa la toți. Eu foarte mare mă vedeam. Numai că în timpul ăsta, mama și tata plângeau și biserica se ruga pentru întoarcerea mea. Și într-o zi m-am accidentat cu motocicleta, 7 operații. Spunea el, în momentul când a căzut motocicleta, asfaltul era proaspăt pus, motărât câțiva metri buni și pe spate numai bitum m-a avut. Cu spirt și cu perie de rădăcini o dat bitumul jos după mine. O zis, frate Cristi, atât am urlat până n-am mai putut. Zic, acum cum ești? Zice, acum ați bine. 28 de șuruburi în picior. Acum vreau să vă întreb, cum vreți să fiți pocăiți? Pocăiți cu șuruburi sau fără? Așa aleargă pentru Domnul acum, atât ea face pentru Domnul. Dar îmi zicea el, nu puteam eu să fiu ascultător. Dar zic, am o întrebare, prietenii aia cu care stricai câte 500 de euro pe seară, zi-mi, te rog, ce mai fac? Că știu sigur că ai stat mult în spital, peste 3 luni de zile. Zice, Cristi, nu că nu m-o căuta niciunul, niciun mesaj măcar. Mă, măcar un mesaj. KMF, cum scrieți voi. Că nu știu ce faceți în timpul ăla când ați sărit peste E, a căi și... Știți? Dacă citești din Biblie, în timpul ăla, mă, economisești câteva minute, poate, dacă scrie așa. O zis, un mesaj nu m-a dat. Dar o zis, așa m-a umilit Domnul, că în timp ce eram în spital, veneau frați din biserică și alți tineri pocăiți și ei m-au vizitat. Ăia pe care n-am dat 2 bani. Vedeți, în sensul ăsta, ascuțitul nu a fost încercare, a fost o pedeapsă. Dar prin pedeapsa aia, Dumnezeu l-a trezit pe băiatul acesta. Iubiți tineri, nu știu cum să fac, să stric, să vă rog, să vă implor. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Dacă o mamă urlă pentru tine acasă, nu scap de menghina lui Dumnezeu și dacă fugi în Congo. Dacă un tată postește pentru tine, ascultați-mă că n-am experiența fratelui Iosivan ca nici pe departe sau altul față aici, Căsălian și alții. Nu, dar am auzit zeci de cazuri în care mi s-au spus, am crezut că merge bine și dacă îi trântez ușa la mama și scriu pe inima ei oftat, lacrimi, dureri. Dar când am pierdut tot, îmi spunea cineva, când m-au băgat în celulă la arest, și ori veni frate să-mi predice, așa rușine m-a luat. Iubiții mei, asta e durerea ca și pedeapsă. Dar să știți că există și durerea ca și șlefuire. Durerea ca și șlefuire. Uitați-vă, Moise 40 de ani în pustie, Iosif închisoare pe nedrept, Daniel, groapa cu lei, David, fugar de Saul, ani de zile. Dumnezeu ne pregătește pentru o lucrare de a fi mamă, de exemplu. Păi,
trebuie să te pregătească, Domnul, nu? De a fi slujitor, trebuie să te pregătească, Domnul. Am o întrebare astăzi. Îți lipsește zdrobirea sau ai trecut prin ea? Ioan 12:24, adevărat, adevărat, vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Vedeți voi, dragi tineri, în momentul când ne botezăm, botezul, hai să vă spun ceva, H2O nu schimbă pe nimeni. Să nu cumva să credeți că dacă te bagi acolo mincinos, ești un om care spune numai adevăruri. Nu, ești un mincinos ud. H2O nu schimbă pe nimeni. Apa aia e doar un simbol că am murit împreună cu Hristos și am venit la o viață nouă. Deci eu în apa aia trebuie să bag oameni care au murit, că dacă bag oameni care nu au murit, îi inec. Spiritual vorbim. De aceea e foarte important să ai o întâlnire reală cu Domnul și în momentul când ieși de acolo să spui ce a spus Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Nu știu cât ați citit cărțile lui Elizabeth Elliot. N-ar trebui să fie niciun tânăr, măcar puritatea să o citiți. Dar vă recomand și Prin porțile splendorii și Umbra celui atotputernic. Elizabeth Elliot a fost soția lui Jim Elliot. Oamenii aceștia au ales să slujească pe Dumnezeu din tinerețe și Jim Elliot împreună cu încă 5 bărbați, toți căsătoriți, au plecat cu soțiile lor în America de Sud să ducă Evanghelia la canibali. Apropo, unii ori dus Evanghelia la canibali. Tu ai dus la colegul tău de clasă Evanghelia. Că unii zic, vreau să fiu misionar în India. Foarte bine, începe cu a 12-a. Începe cu școala ta. Ori ajuns acolo la tribul Auca și au instalat baza de misiune la câteva zeci de kilometri și făceau zboruri de recunoaștere bărbații ca să se împrietenească cu canibalii. Le mai arunca câte un lucru și la un moment dat canibalii le-au făcut cu mâna și le-au zâmbit și au venit Jim acasă bucuros, acasă la misiune și au zis către Betty, mâine coborâm la ei. A doua zi au stat cu urechile lipite de radio, cele 5 soții, și au spus doar atât, când o să coborâți și sunteți în siguranță, să ne anunțați să fim liniștite. Că totuși coborâți între canibali. Ore întregi nu s-a mai auzit nimica, a fost trimis un avion de recunoaștere a doua zi, după plecarea lor, iar avionul de recunoaștere din partea armatei a găsit trupurile aruncate pe jos, lovite, uciși de canibali. Au avut pistoale la ei ca să se apere de animale, dar nu le-au folosit împotriva canibalilor. Și ăștia aveau arcuri și săgeți, puteau să-i împuște imediat, dar au zis, noi venim să le predicăm Evanghelia, nu să-i împușcăm. Au avut loc în mormântarea, sar peste, cel mai bun prieten al lui Jim a venit din America și a zis către pilotul de la armată, te rog frumos, du-mă și pe mine să văd unde e locul în care prietenul meu Jim a intrat în glorie ca și martir. Și în timp ce se plimba deasupra fluviului, pilotul a zis, ăla-i locul unde a murit Jim. Prietenul lui Jim a zis, nu ăla-i locul. Un pic iritat a fost ăsta pilotul. Și a zis, domnule, eu le-am luat trupurile, tu îmi spui că nu acolo a murit Jim? Tu mă contrazici pe mine care am văzut clar locul? Și prietenul lui Jim a zis, domnule, Jim nu a murit acolo. Jim a murit la o seară de evangelizare în biserica noastră din America de Nord. Când predicatorul din față a întrebat, este cineva care de astăzi vrea să moară față de pretențiile lui, de idealurile lui, de sentimentele lui și să accepte voia lui Dumnezeu pentru el în viață? Și unii din primii care s-au ridicat în picioare a fost Jim Elliot. Domnul pilot, nu aici a murit Jim. Aici a fost doar intrarea lui în glorie. Iubiți tineri, iubiți frați și surori, nu vă întreb astăzi câți ani de la botez aveți. Vă întreb doar atât. Ați avut un moment când ați murit față de voi? Știi ce greu e să te căsătorești cu un om care nu a murit față de vechile lui păcate, de vechea lui trăire?
Păi omul ăsta e tot timpul un pretențios. Îți face scandal din orice. Îți stântește ușa, se întoarce vorba. Dar un om care s-a întâlnit cu Domnul trăiește o viață nouă și are o identitate nouă. De aceea, când vine ascuțitoarea peste voi, mulțumiți-i Domnului. Ce face durerea dintr-un om, nu fac 1000 de predici uneori. Nu știu prin ce te va trece Domnul. Am văzut tineri care au căzut la școala de șoferi. Așa i-o smerit Domnul, că se credeau cei mai tari din oraș, la drifturi cu BMW-ul. Așa s-au potolit imediat. Am văzut tineri care la un examen, sau alții la un loc de muncă, alții la școală. Soția mea, de exemplu, a trecut prin foarte multe zdrobiri la școală și au zis: Domnul, taci! Te pregătesc pentru anii care urmează. Nu știu că e modelarea ei. A lucrat ca și menajer în Franța ani de zile și în vacanțele de facultate ca să-și facă rost de bani pentru facultate. Și atâtea zdrobiri îmi spunea că te-au încasat. Nu i-a studat banii la timp, muncea din greu, spălat vase pe jos. Unele femei bogătane, milionare în euro, îi trăgeau din bani. Și uneori plângea și striga la Domnul. Și a zis: Domnul, îi modelarea ta. Iubiți tineri, Dumnezeu ne modelează. Să acceptăm modelarea Lui. 4. Ce mai învăț de la un creion? Mai învăț ceva foarte important, și anume că întotdeauna interiorul e mai important ca și exteriorul. Uitați, am aici creionul ăsta în mână, dă aur să fie pe afară. Dacă nu scrie, ce faci cu el? Valoarea acestui creion nu stă doar că are galben pe afară. Stă în faptul că are mina înăuntru. Roman 13:14 spune: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Iubiți tineri, mă gândesc la Tabita din Biblie. Vezi, dacă ai acasă numai ac fără ață, ca și Penina, înțap alți. Dacă pui și ață, poți să faci haine cu acul și cu ață. Tu alegi ce vrei să faci în viață. Nu știu cum arăta Tabita. După 2000 de ani, nu știu ce buze avea, ce ochi avea. Acum e moda asta cu botox, cu gene false. Sper să mă audă toate fetele. Păi cu gene false n-ai cum să ai un băiat adevărat. Că băiatul adevărat nu se uită la fals, se uită la adevărat. Amin? Măcar băieții trebuie să zică, dacă fetele nu au avut curajul, nu. E moda asta să tăpunem pe noi. I-am arătat soției un video care a circulat pe internet luni de zile și știu că sunteți prinși la școală cu lucrurile astea. Să-ți prezinți outfit-ul. N-ați văzut că sunteți voi mai ceva ca mine la zi. Cum să nu vedeți? Ține unul telefonul pe tine și îi spui: am Balenciaga în picioare, am Nike, nu știu ce. Eu m-am îngrozit când am văzut la cineva 2000 și ceva de euro avea pe el. Păi mai scumbi erau Adidas și ca și mintea. Serios? Serios că așa era. Auzi, Adidas cu 35 de milioane. Ferească-mă, Domnul Iisus. Păi n-aș da atâția bani și să am 10 milioane de euro, n-aș da. Iubiți băieți, mare grijă la zâmbet, că dacă îți iei una din asta, muncești ca robul. Ce faci tu într-o lună, ea strică pe Shane în 2 ore. Stați liniștiți. Eu nu zâmbesc că știu cazuri. Și unele sunt deja divorțate. Cunosc caz, i s-a dat poșetă de 2000 de euro, că nu mai știa ce să-i dea, să o îmbuneze. Și ea a zis: cu 2000, eu am de 4000 de euro, tu cu 2000 vii la mine. Iubiți băieți, iubite fete, nu vă jucați cu lucrurile astea. Așa m-am necăjit când am văzut video-ul ăla. Păi sunt colegi la voi în clasă care n-au. Mi-aduc aminte, eu recunosc. Am avut colegi. Îi făceam temele de bancă în clasa 4-a, 5-a, să-mi dea unul din sandwich-urile lui, că am fost săraci. Și în pauză îi făceam temele lui să-mi dea sandwich-ul lui. Dar acum, când avem de toate, îmi dau seama că n-am fost săraci. Că l-aveam pe Domnul. Cei mai săraci oamenii sunt aia care numai bani au, altceva n-au. Și cei mai bogați oameni sunt aia care au lacrimi la rugăciune. Să ia care se roagă în alte limbi și cerul să deschide. Eu știu că provocările voastre sunt foarte mari.
Eu știu asta. Dar vă rog să vă scoateți din minte chestia asta. Măi, valoarea o dă ce pui pe cine. Nu, valoarea o dă Dumnezeu prin ceea ce pune în tine. Nu ce pui pe tine. Că eu sacoul ăsta la ora 11:30 când ajung la Deva, îl dau jos. Ce spuneți dacă aș fi blând cu soția mea numai cât timp port sacoul? Păi nu i-ar conveni? Spune Petru aici ceva foarte important. Podoaba voastră să nu fie cea de afară, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Și acum auziți continuarea, continuarea cea mai frumoasă. Care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Păi dacă întreb 1000 de tineri ce e de mare preț, iPhone 15, îl întreb pe Domnul, Doamne, ce e de mare preț? Un om calm. Că poate să aibă 10 iPhone 15. Dacă urlă pe tine când vii acasă, nu zici iubii? Nu, nu. Nu, nu. Hai să vă mai spun ceva. Produsele ieftine au cea mai mare nevoie de împodobire. Ale ieftine, că altfel nu le ia nimeni. Îmi arăta soția astăzi, i-a apărut un video despre o femeie foarte cunoscută în România, nu vă spun numele. Și a zis, Cristi, uită-te cum arată fără machiaje. M-am îngrozit. Îți venea să fugi cu 120 la oră. I-am zis, dragă, cred că s-o sătura și ea, dar la machiaj și-o zis, bă, nu mai stau atâtea ore în fața oglinzii, zic că nu mai are rost. Vreau să vă spun la toate fetele de aici, așa cum v-a făcut Domnul, sunteți foarte frumoase. Și vreau să le spun la toți băieții, aveți grijă pe cine vă luați. Am trecut într-un mall recent, că o trebuie să-mi iau ceva, eram în afara țării, o grămadă de doamne stăteau pe scaun și încă vreo 10 pileau la unghii la ele și ojă. Vă spun înaintea Domnului cu Biblia în mână, am plâns și am zis, Doamne, îți mulțumesc că soția mea e acasă cu copiii și nu e pe un scaun din asta. Zic, Doamne, n-am meritat, dar îți mulțumesc că nu trebuie să scot bani de solar în fiecare lună, că nu trebuie să scot bani de ojă, de rujuri, de botox. Iubite fete, ceea ce a pus Dumnezeu în voi, aia vă dă valoare, nu ceea ce pune lumea. Că și eu cunosc star de la Hollywood, 7 divorțuri. Ia, e adevărat că zâmbește în fața camerelor, că îi se dă 30.000 de euro contract. Numai că atunci când se închide camera, nu mai zâmbește. Să nu vă lase Domnul pe nimeni să treceți printr-un divorț în viața asta. De aceea nu vă uitați la ce mașină conduce băiatul și nu vă uitați, băieți, la fete, doar la ce au pus pe ele. Că viața trece. Și fratele Nicolae Cioruc a zis un lucru care tare mi-a plăcut. Când frumusețea trece, tot ceea ce rămâne e caracterul. Nu am cuvinte să vă spun ce mare har e să ai o soție cu care să trăiești în pace. Nu am cuvinte. Dacă mi-ați dat 100 de milioane de euro și o femeie certăreață, aș prefera să-mi dați 0 lei și o soție cu pace. Iubiții mei, așa ne-o crea Dumnezeu, că banii nu pot compensa ceea ce lipsește sufletului. Ăștia-s materiali, vin și pleacă. În fiecare zi primesc mesaje. N-am cum să răspund la ele. Îi trimit la păstorul lor pe cei mai mulți. Domnul pastor, m-a lăsat cu 2 prunci și a plecat. Păi dacă nu-i frică de Dumnezeu, nu o să rămână. Fetelor, vă rog să fiți foarte atente. Băieții, când se satură de corpul vostru, au plecat. Ceea ce îi face să rămână, îi frica de Dumnezeu. De aceea spune băiatului, până nu juri în fața lui Dumnezeu aici și la primărie nu semnezi, nu pune mâna pe mine. Spune asta. Și dacă se supără, mulțumește Domnului că pleacă. Că mai bine pleacă acum decât după ce te-a lăsat cu 5 prunci, sau cu 6, sau cu 2. Iubiții mei, asta învăț de la un creion astăzi, asta învăț de la Pavel. Să pun preț pe interior.
să pun preț pe ceea ce nu se vede. Că vine o criză și ne pierdem locurile de muncă și poți să pierzi mașina aia pe care da nu știu câte mii de euro. Dar o zis Pavel, toată viața ducem cu noi caracterul. Și acum eu vă întreb, n-ar trebui să punem preț pe ceea ce ducem cu noi? Iubiți băieți, valoarea nu stă în mușchi, ci în minte. Că am văzut și eu repetenți cu biceps. Am văzut și eu destui. Nu mai ai valoarea? Aici în Arad cunosc mușchetari din ăștia. Trag la sală, dar număr pe jos două stații, iau taxiul. Păi să nu se străge. Cheamă-i la încărcatirul cu haine pentru vaslui să vezi dacă vin. Nu vin. Nu vin. Dar când e vorba de afișat în mall cu tricou mulat, să vadă toate. Iubiți băieți, iubite fete, amintiți-vă de Absalom, fără defect fizic. Biblia spune că din cap până în picioare n-avea niciun defect. Păi dacă avea ăsta Instagram, cred că 1 milion de followers avea. De care 900.000 mai fete. Care arăta bine pe afară. Hai să vă spun cum arăta pe dinăuntru. Lăsați-l pe bătrânul, zice, că el e numai cu post, cu rugăciuni, lăsați-l. Dacă aș fi eu împărat, altcum ar fi. Ce bine că nu ești tu, Absalom. Trebuia să-i zică careva. Un băiat care își vorbește de rău părinții, care îi trântește ușa la mama, va face și cu tine la fel într-o zi, care experiență. Uită-te ca fată, cum vorbește băiatul cu mama înainte să spui da, sunt de acord să vorbim pentru căsătorie. Uită-te ca băiat cum vorbește fata cu tata. Așa o să facă și cu tine. Are experiență. Absalom la analize era perfect. Păr, 2 kg pe an. Păr mult, minte puțină. Asta avea Absalom. Era bine pe afară, numai că înăuntru avea cancer. Că un băiat care nu știe ce înseamnă teama de Dumnezeu, respectul față de tata, de mama, de părinți. Iubiții mei, uitați-vă să vedeți, întotdeauna mândria dă pe afară. Nu se poate el să fie mândru să nu se vadă. Când o zis că tata, dacă aș fi eu în locul lui, trebuie să fugi de el. Și hai să ne apropiem și de ultimul punct. Știți ce mai învăț de la un creion? Și acum îl caut pe ăla mic, am adus aici un creion mic cu mine. Mai învăț ceva. Mai devreme sau mai târziu, mina se termină. Cât ai fi de bogat, cât ai fi de cunoscut, ce ai avea, câte diplome poți să ai? Vine ziua când trebuie să plecăm de aici. Spunea Pavel în 2 Timotei 4:6 că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Iubiți tineri, iubiți prieteni, nu trăim veșnic pe acest pământ. Acum vreau să vă întreb, în ce ar trebui să investim cel mai mult? În ceea ce lăsăm când plecăm sau în ceea ce ducem când plecăm? Păi logic. De aceea Pavel spunea către galateni, o, dacă ar lua Iisus chip în voi. De ce? Pentru că sentimentele, rațiunea și voința împreună cu Duhul nostru pleacă în veșnicie. Trupul, carnea, o lăsăm aici. Și în ziua morții nu o să zică nimeni, mă, dar ce ochi frumoși avea. Nu zice nimeni. Dar dacă ai trăit cu Domnul, zice, uite, până fratele ăsta m-am întors la Domnul. Până sora asta, prin cântarea pe care i-au cântat-o, l-am cunoscut pe Domnul. Oamenii își vor aduce foarte mult aminte de faptele noastre. Să știți că noi suntem ca o clepsidră întoarsă. Asta e viața noastră. De multe ori am mințit fără să-mi dau seama. M-a întrebat cineva, câți ani ai? 3-7. Dar parcă o voce m-a zis, mă, dar nu, ai avut ani aia, nu e aia. Dacă ai 2 litri de lapte acasă și ai băut 1,5 litri, te întreabă cât lapte ai. Nu spui că 1,5 litri. S-ar putea să mai ai un an. S-ar putea să mai ai 2 luni. Nu știm când plecăm. Acum, dacă ai o boală, poți să chem frață din comitet să te mărturisești. Ăsta e cazul fericit.
Dar dacă mori într-un accident și cu problemele nerezolvate, ce ai făcut? Îmi scria un băiat din Anglia în urmă cu 3-4 ani. Frate Cristi, am 25 de ani, o soție acasă, două fetițe. M-a durut așa în zona pieptului, m-am dus la control și s-au găsit o tumoare. Și mi-a zis doctorul, câteva luni mai ai? Câteva luni. Frate Cristi, nu o să-mi pregătesc să mor. Am zis, cheamă un slujitor, mărturisește-te și acceptă ambele variante. Unu, că Dumnezeu te poate vindeca dacă vrea, sau te poate duce acasă dacă vrea. E alegerea lui. Tu, important e să fii gata, să fii pregătit. Mi-a mai scris iar după câteva săptămâni, o chema pe cineva, o zis, mă simt mai bine din punct de vedere spiritual, dar fizic nu-s mai bine. Ultima dată când mi-a scris era la Nătlac, aici aproape de voi. O zis, sunt la intrare în țară, între tumoare și inimă, o zis doctorul că mai sunt 4 milimetri. O zis, mergi acasă, îmbrățișează soția și copiii, pleci. Mă uitam din când în când pe telefon, știți, când intri se face bulina aia verde. Și într-o zi s-a făcut gripe pentru Solomon. Și am văzut că nu mai intră, am primit un mesaj, Solomon a plecat în veșnicie. La 25 de ani? Acum eu vă întreb, dacă la 11 ani am ști că plecăm la 25, cum ne-am pregătit? Câtă seriozitate am pune în fiecare rugăciune, în fiecare zi de viață, în ceea ce lăsăm după noi? N-am fi interesați de lucrul acesta? Iubiții mei, să nu uitați, suntem o clepsidră întoarsă. În fiecare zi nisipul vieții noastre se scurge. Și partea de sus de la clepsidră este o mână care o ține acoperită și nu știi cât mai este. Tu vezi numai că se scurge și vezi cât s-o scurs deja. Spunea Isaac Siru, pregătește-ți inima de plecare, că vine ziua plecării. Și dacă vei fi pregătit când va veni plecarea, vei spune, știam că vei veni, de aceea m-am pregătit. Mai spun ceva despre creionul ăsta mic, că tare mult îmi place. Vedeți dumneavoastră, el are o gumă de șters aici. De la început, de când e mare, până când ajunge mic și se termină folosirea lui, el are o gumă de șters. Știți de ce e guma asta de șters? Că nu suntem perfecți. Nu suntem desăvârșiți. Noi mergem spre desăvârșire și uneori mai greșim. Nu vorbesc de mersul prin șanț, prin noroi. Aia e viața veche. Vorbesc că mergi pe trotuar și te stropești o mașină. Și trebuie să dai jos pata aia. Și uneori poate ai spus un cuvânt la supărare mamei. Poate uneori ai răspuns cum nu trebuia tatălui. Am o provocare pentru toți. Folosiți guma de șters. Un cuvânt ca și iartă-mă, îmi pare rău, face minuni. Dar spunea cineva, dacă tot ți-ai cerut iertare, schimbă-ți atitudinea. Mă aștept să te schimbi, nu doar să-ți ceri iertare. Folosiți guma de șters în relația voastră cu Dumnezeu. Nu lăsați să se adune multe pete până ce îmi rezolv problema. O familie după 7 ani de căsătorie a avut un accident de muncă, fratele. Grav accident. Și-au stat înaintea Domnului, soția, au plâns, la un pas de moarte a fost fratele. Și-au strigat Duhul Domnului, 7 ani am așteptat să vă mărturisiți ce ați făcut înainte de nuntă. Că ați spus la păstori că sunteți curați ca să vă facă nunta în biserică. Am așteptat 7 ani. Parafrazez eu, să folosiți guma de șters. Ne-am rugat pentru un copil cu alți frați și am sărit să-i facem ungerea și o striga prorocul, opriți-vă! Că nu-i încercare aici, e pediapsă. Întrebați pe părinți cum s-au comportat înainte de nuntă. Copilul acesta va fi vindecat nu astăzi, ci când ei se vor mărturisi, își vor cere iertare și perioada pedepsei se va termina. Nu ascunde mizeria sub preș. Răbușește-te înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu țin la imaginea mea. Că David în Psalmul 51 a scris o cântare, a cântat o corul de la Ierusalim și se uitau poate coriștii, mă, despre împărat e vorba, despre el e vorba.
mărturisește-te, stai înainte Domnului și spune: Doamne, nu vreau să intru cu asta în căsătorie, că îmi distrug și soția și copiii. Nu vreau să intru cu pornografia mai departe. Scria un băiat zilele trecute, era de Cristi, am râs. Eram tânăr când ascultam acum roșii și aseam predicile tale, acum am copii. Și ai spus într-o predică că dacă intru cu pornografia în căsătorie, așa o să fac și după căsătorie. Am râs, că spui minciuni. Sunt căsătorit, am copii și mă lupt cu același păcat și astăzi. Și îmi distrug familia cu mâna mea. Ce să fac? Folosește guma de șters. Nu zic, mă, nu mă duc la mărturisire, că ce o să zică frații, că imagine. Nu, prăbușește-te. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, capătă îndurare. Și mai spun ceva despre creion, pe cum te folosește Dumnezeu. Trebuie să fii mai mic. Este o cântare care mult îmi place și cântarea spune: sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rouă în soare și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Iubiții mei, vreau să închei și aș vrea să rămână aceste gânduri în inimile voastre. Am încercat să fiu cât mai simplu, dar mă rog ca Duhul Sfânt să imprime în inimile voastre aceste lucruri. Și când cineva va trebui să spună despre tine ca băiat, că o fată serioasă întreabă și pe păstor, nu se aruncă direct într-o relație: frate slujitor, ce spui de băiatul ăla? Se poate să se uite fratele slujitor să zică: are pagini frumoase scrise. E un om al lui Dumnezeu. Când vei muri, să nu pățești cum am pățit eu la o mormântare. Mi-a zis păstorul: frate Cristi, am pus capacul pe el. Predică orice, dar numai de el să nu te legi. Că a fost omul problemă din biserica noastră. Nu, să ai libertate. Că vine ziua când se va predica și la mormântarea ta. Și nu o să te poți să ții scol de sicriu să zici: frate, doar asta e exagerat, nu e adevărat. Nu, nu poți. Lași un scris în urmă. Rămâne ceva. Nu se poate să fii omul lui Dumnezeu sau fata Domnului și să vă zică frații: măi, nu știu, că nu știu. Cine va conduce de a scrie în vieții tale? Cum va arăta povestea vieții tale de astăzi? Va fi o poveste care îi va influența și pe alții? Dați-mi voie să închei, că sunt la Betel astăzi, cu experiența mea de la Betel, o experiență frumoasă. Aveam vreo 13 ani jumate. Îmi era tot mai greu la școală. Începusem să copiez câteva din lucrurile colegilor, limbajul lor, glumele lor, mai câte o minciunică. Și la un moment dat au venit provocările mari, să fumăm în toalete. Sunt deschis cu voi că știu că ce-am pățit eu e nimic pe lângă ce pățiți voi. Vineau cu reviste imorale la școală, ne provocau, era tot mai greu să rezistăm. Și am început să mă gândesc bine la viitorul meu. Știam că dacă ajung să fac lucrurile alea mai murdare, greu mă voi ridica. Și am fost într-o seară la o evanghelizare aici, la o biserică din Arad. Eram pe ultimul rând la balcon. S-a făcut chemare în față. Nu știu cum am ajuns, că n-am văzut nici drumul de plâns. Dar m-am prăbușit cu sinceritate și am zis: Doamne, am păcate. Am lucruri care nu sunt bune. N-aș vrea să mă adâncesc în ele mai mult și apoi să treacă anii. Ce aș vrea să recunosc cine sunt. Și am simțit în seara aia că Domnul m-a iertat. După câteva luni s-a făcut stăruință la o altă biserică din Arad. 14 ani aveam deja, m-am dus acolo în față. O zis păstorul: câți ani ai? 14. Jos, zice, de pe scenă. M-am dus așa necăjit acasă. Mai târziu am înțeles că mi-a prins bine. Și de ce? Întotdeauna înainte ca Dumnezeu să te înalțe, te zdrobește. Și diavolul înainte să te zdrobească, întotdeauna te înalță. Să nu uitați asta. Apoi am auzit că se face stăruință la Betel.
Și am zis, măi, vin, m-am dus la mărturisire la cineva, nu știam biserica. Știau cum țin minte, m-am pus acolo aici unde sunt băieți în dreapta mea, în spate. Am zis, nu mai fac greșeala de zilele trecute să mă duc în față. Că poate mă scoate cineva afară. Însă în mine ardea o dorință. Doamne, am nevoie de putere ca să mă împotrivesc lucrurilor de la școală. Am nevoie. N-am nevoie să-mi dai Duhul Sfânt ca și spectacol. Dar am nevoie de putere. La prima rugăciune am stat așa cu mâinile la ochi să văd când începe aici în față rugăciunea. Era anul 2001. Și când a început rugăciunea, am venit printre bănci și am sperat că nu o să mă trimite cineva acasă. Și aici în față, și acum parcă văd, eram aici aproape de pian, o venit fratele Pavel Bupte. Parcă m-a fost frică că mă trimite acasă. Iubiții mei, cât de păcătos să fi fost, dar dacă e sincer, Dumnezeu vede sinceritatea aceea. Și dacă îți dorești să ieși de acolo, Dumnezeu nu te aruncă la coșul de gunoi al istoriei. A pus mâna peste mine și s-a rugat împreună cu mine. La prima rugăciune am început să vorbesc în alte limbi. Am simțit o bucurie cum n-am simțit niciodată. Îmi va rămâne în minte momentul acela. Știți care e provocarea pentru mine acum ca slujitor și ca păstor? Te uiți la un copil de 14 ani, bă, ce poate să fie și de asta? M-am bucurat că un om al lui Dumnezeu nu a gândit așa. Ce frumos! Am plecat așa de bucuros acasă. M-am dus la școală următoarele zile și colegii au început să vadă o schimbare. Clasa 7 eram. Cât am încercat eu să mă ascund, au început să vadă o schimbare. Anii au trecut și au venit clasa 12. Am mai avut încă vreo 4-5 pocăiți în clasă. Nu a fost ușor. Aveam în special pe un băiat, Răzvan, toată ziua mă înjura. Mă bajocorea. Acum știu să explic teologic, dar atunci nu știam să explic. Dar vă spun vouă ca și încurajare. Dacă vă bajocorește cineva că sunteți pocăiță, nu uitați. Duhul Sfânt din voi deranjează demonii din ei. Bucurați-vă. Și nu răspundeți cu aceeași monedă. S-a făcut caietul ăla în clasa 12. Dacă țineți minte cu... Îl aveți și voi, nu mai știu cum se numește, cu poze și cu scris. Răzvan, și atunci am mai dat una. Nu a scris cu drag Răzvan, ci a scris altcumva. M-am necăjit așa, ce să faci? Meream spre casă, erau ultimele zile de școală și fata care lua primul întâi s-a uitat la mine și a văzut că-s necăjit. Și a zis, așa că e supărat. Și eu n-am vrut să recunosc. Am zis, măi, un pic așa nu-s prea bine. Și au zis, știu de ce e supărat, că e premiul 2. Și ăsta era motivul, că am vrut să le fac. O bucurie la părinți. C-o tras din greu pentru noi. Și așa parcă mi-era ciudă că și-o dat seama că sunt supărat din cauza asta. Dar mi-au zis niște cuvinte care n-am să le uit. O zis, Cristi, tu ești pe locul 2 în ochii noștri, eu sunt pe locul 1 în ochii școlii. Dar o zis, știi ce am văzut la tine? Dintre a 7 s-a întâmplat ceva în viața ta. Eu niciodată nu le-am spus că am primit Duhul Sfânt, că nu știam cum să le explic. O zis, te-am urmărit până între a 7, erai aproape ca și noi. Dintre a 7 ceva s-a întâmplat. O zis, vreau să spun ceva. Eu am premiul 1, dar nu am credința care o ai tu. Nu fi necăjit, Cristi, o zis. Că tu, în viață, îl ai pe Dumnezeu. Eu n-am nimic.
m-au mișcat cuvintele alea și parcă m-au dat un pic de curaj. Iar dirigintea mi-a scris pe prima pagină din acel caiet un lucru care se întâmplă astăzi, în seara asta, la Betel. Vă spun asta ca să vă motivez să se întâmple la fel și în viața voastră. Sunt sigură că peste ani valorile după care te ghidezi în viață vor rămâne aceleași. Convinge și pe alții că merită. Nu știu dacă am reușit într-o oră să vă conving. Dar știu că între noi aici ai Duhul Sfânt prezent. Și mă rog ca El să vă convingă. Și dacă sunteți la Iuliu Maniu, la Ghiba Birta, la Slavici, oriunde sunteți, dacă ați primit niște valori, păstrați-le, ele vor crește în voi și vor face din voi viitori oameni al lui Dumnezeu. Și dacă n-ați primit încă valorile astea, stați cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu și vedeți de ce nu au venit. Că dacă pui cea mai bună mâncare din lume într-un vas murdar, mâncarea curată nu curăță vasul, ci vasul murdar compromite mâncarea. De aceea spune, Doamne, înainte să-și cer să pui valorile tale în mine, poate un dar, poate o chemare, poate un Duh Sfânt, poate o haină albă. Te chem, Doamne, astăzi, mai întâi ajută-mă să-mi curăț vasul. Și apoi când va trebui să dau și la alții, să servească alții, nu să zică, măi, decât pocăit ca așa. Nu, să zică, ajută-mă, Doamne, să trăiesc așa. Vreți asta? Hai să ne ridicăm în picioare. Mi-e dor să mă rog, mai ales că ați avut o săptămână plină de puterea Duhului Sfânt. Hai să ne rugăm în acest sens, apoi frații vor continua mai departe, cum cred ei de cuvință. Dar haideți, după mesajul ăsta, să stăm înaintea Domnului și Dumnezeu să mai scrie nume în cartea vieții, să mai împartă haine albe și să mai schimbe vieți. Amin. Ne rugăm.